Bună dimineața, dragi copii! Numele meu este Adriana Radu și sunt profesor de matematică în județul Ilfov la Liceul Teoretic Alexandru Rosetti. Astăzi vom discuta despre divizibilitatea numerelor naturale. Am ales niște exerciții, modele pentru evaluarea voastră națională, examen ce o să-l susțineți, și am făcut și o mică recapitulare. Să ne reamintim, un număr natural B, B bineînțeles să fie diferit de 0, este divizor al numărului natural A, dacă există un număr natural C, astfel încât A este egal cu B ori C. În acest caz, numărul A se numește multiplul lui B, iar B se numește divizor al lui A. Este o definiție mai exactă, nu o folosesc personal. Ca să știți voi, două numere, un număr este divizibil cu alt număr dacă împărțirea are loc exact. Mi se pare mult mai ușor. Relația de divizibilitate se poate scrie în două moduri. Odată A divizibil cu B. Citim A este divizibil cu B. Și în acest caz B îl divide pe A. B divide A. De exemplu, să ne gândim puțin. 4 este divizibil cu 2? Desigur. De ce? Cum se scrie 4 divizibil cu 2? Este adevărat pentru că 4 se împarte exact la 2. 4 împărțit la 2 ne dă 2. 28 este divizibil cu 2? Da, este adevărat pentru că 28 împărțit la 2 ne dă 14. 28 împărțit la 2 este egal cu 14. Împărțirea are loc exact. Mai putem scrie 2 divide 4. 2 divide 28. Sau, bineînțeles, 14 divide 28. 36 este divizibil cu 4 pentru că 36 se împarte exact la 4. Numărul 36 este multiplu lui 4, iar 4 este divizor al lui 36. Haideți să facem o mică recapitulare despre divizorii unui număr natural. Numărul 36 mai are alți divizori în afară de 4? Mai există alte numere la care 36 să se împarte exact? Deci, atenție, 36 să se împarte exact la acele numere. Desigur, 36 se împarte exact la 1, da? 36 se împarte exact la 2, la 3 și atunci putem să deducem mulțimea divizorilor naturale ai unui număr A, se notează cu D amic, iar mulțimea multiplilor cu M amic. Mulțimea divizorilor naturali ai numărului 36, aici am scris eu 12 în loc de 36 din greșeală, deci divizorii lui 36 sunt 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 și 36. De ce? 36 împărțit la 1 îmi dă 36, împărțirea are loc exact, 36 se împarte exact la 2, 36 se împarte exact la 3, 36 se împarte exact la 4, 36 se împarte exact la 6, la 7, uitați, 36 nu se mai împarte exact la 7. 36 se împarte exact la 9, la 10 nu se mai împarte exact, la 11 nu se împarte exact, la 12, la 18 și desigur la el însuși. Mulțimea multiplilor natural, aici vă este mai ușor, întotdeauna a fost mai ușor să determinați mulțimea multiplilor unui număr natural decât mulțimea divizorilor. Mulțimea multiplilor unui număr natural, de exemplu, mulțimea multiplilor naturale ai lui 4, 0, 4, 8, 12, 16 și tot așa puncte, 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 nu știm unde se termină, este o mulțime infinită. 0 este multiplu al oricărui număr natural, iar 1 este divizor pentru orice număr natural. Observați că mulțimea divizorilor unui număr natural începe întotdeauna cu 1 și ultimul element al mulțimii este numărul însuși. Mulțimea divizorilor lui 14, de exemplu. Divizorii lui 14. 14 se împarte exact la 1, se împarte exact la 2, 14 împărțit la 2 îmi dă 7, da? 14 împărțit la 3, împărțirea nu are loc exact, deci 3 nu este divizor al numărului 14, 7 și apoi el însuși, adică 14. Mulțimea multiplilor lui 14, multiplii lui 14, desigur încep de la 0, 0 este multiplu pentru orice număr natural, pentru că 0 se împarte la orice număr natural, 0, 14, din 14 în 14, 28, 14 ori 3, 42,
14 ori 4, 56 și tot așa, puncte, puncte, puncte. O lecție foarte importantă, criteriile de divizibilitate. Întâlniți foarte multe exerciții în care se folosește această lecție, criterii de divizibilitate, la evaluarea națională. Criteriul de divizibilitate cu 2. Un număr este divizibil cu 2 dacă ultima cifră este 0, 2, 4, 6 sau 8. Ca exemple, 20 este divizibil cu 2, îl are pe 0 la sfârșit. 342 este divizibil cu 2, îl am pe 2 la sfârșit. Ultima cifră să fie număr, să fie cifră pară. 1248 este divizibil cu 2 pentru că ultima cifră, desigur, este 8 și este număr par. Un număr care nu este divizibil cu 2, 1233, de exemplu, nu este divizibil cu 2, nu se împarte exact la 2. Criteriul de divizibilitate cu 3, suma cifrelor să se împartă exact la 3. De exemplu, 24 este un număr divizibil cu 3, pentru că 2 plus 4 îmi dă 6, care se împarte exact la 3. 123 este un număr divizibil cu 3. 1 plus 2 plus 3 îmi dă 6. 6 este divizibil cu 3 sau se împarte exact la 3, deci 123 este un număr natural divizibil cu 3. Criteriul de divizibilitate cu 5. Ultima cifră a numărului să fie 0 sau 5. Ca exemplu, putem avea 130. Ultima cifră este 0, deci 130 este divizibil cu 5. 1235 este divizibil cu 5. Ultima cifră este 5. 2347 nu este divizibil cu 5, pentru că ultima cifră este 7. Criteriul de divizibilitate cu 9 se aseamănă foarte mult criteriul de divizibilitate cu 3. Suma cifrelor să fie divizibilă cu 9 sau suma cifrelor să se împartă exact la 9. Ca exemplu, 1233 este divizibil cu 9, pentru că 1 plus 2 plus 3 plus 3 îmi dă 9, care este divizibil cu 9. Și criteriul de divizibilitate cu 10, ultima cifră să fie 0. Este cel mai simplu dintre criteriile de divizibilitate. Toate numerele care au ultima cifră 0. 1000, 2000, 1230, 1240, 2340 sunt divizibile cu 10. Câteva exerciții extrase și făcute după variantele de evaluare națională. Cel mai mare număr divizibil cu 3 din mulțimea A egal cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 este, pe care este? Este 6, pentru că 6 este cel mai mare număr de aici care se împarte exact la 3. Numerele de forma 3x divizibile cu 2 sunt, ce am zis mai devreme, ultima cifră, dacă un număr este divizibil cu 2, ultima cifră trebuie să fie cifră par, 0, 2, 4, 6 sau 8. Și atunci, răspunsul corect este B. Numerele de forma 3x divizibile cu 2 sunt 30, 32, 34, 36 și 38. A-ul nu verifică pentru că ultima cifră a lui 35 este 5, C-ul nu verifică pentru că îmi lipsește 36 și D-ul nu verifică, că îl am acolo pe 0. 0 este divizibil cu 2, atenție, dar nu este de forma 3x. Da? Suma divizorilor naturale ai numărului 5 din intervalul închis în 0 și deschis în 15. Mare atenție, că aici greșiți destul de mulți. Interval închis în 0, 0, ca număr natural este acolo, deschis în 15, 15 nu este în acest interval. Da? Deci numerele naturale din acest interval sunt 0, 1, 2, 3, puncte, puncte, până la 14. Divizibile cu 5 de aici este 0, este 5, să le scriu aici, 0, 5 și după 5, 6, 7, 8, 9, nu sunt divizibile cu 5, urmează 10. Deci suma este 5 plus 10, care este egală cu 15. Deci răspunsul corect este punctul B. Media aritmetică a divizorilor naturali ai numărului 11 este. Divizorii numărului 11 sunt. Aici este foarte simplu, 11 este un număr prim, 1 și el însuși, 11.
un număr este prim dacă se împarte doar la 1 și la el însuși. Și atunci media aritmetică care este? Media aritmetică ca formulă, pentru că aici am două numere, este A plus B totul pe 2, egal cu 1 plus 11 totul pe 2, 12 pe 2, adică 6. Răspunsul corect este B. Dintre următoarele secvențe de numere, cea care conține doar numere divizibile cu 5 este 0, 5, 10 și 15. Am doar numere divizibile cu 5. 0 este divizibil cu 5, 5 este divizibil cu 5, 10 este divizibil cu 5, 15 este divizibil cu 5. Deci mi-ar sugera că A este răspunsul meu corect. Hai să verific și B-ul. Păi 0 este divizibil, 5 da, 10 da, 12 nu mai este divizibil cu 5. Aici, desigur, îl avem pe 1 la C și la D, la fel, îl avem pe 1 care nu este divizibil cu 5. Deci răspunsul corect este A. 6. Dintre numerele 12, 13, 15, 16, numărul divizibil cu 6 este, desigur, 12, pentru că 12 este singurul număr care se împarte exact la 6. 12 împărțit la 6 este egal cu 2. Răspunsul corect este A. 7. Dintre numerele 2021, 2022, 2023, 2024, numărul divizibil cu 3 este. Și aplicăm criteriul de divizibilitate cu 3. Vă este cel mai ușor să aplicați decât să stați să faceți împărțirea. 2021 nu verifică pentru că 2 plus 2 plus 1 îmi dă 5, care nu este divizibil cu 3. Deci 2021 nu este divizibil cu 3. 2022. Păi dacă fac suma cifrelor la 2023, o să observ că 2022 este divizibil cu 3. Este adevărat. De ce? Pentru că 2 plus 0 plus 2 plus 2 îmi dă 6. 6 se împarte exact la 3. Sau este divizibil cu 3. Numărul, răspunsul corect este B. 2023 nu este divizibil cu 3 pentru că 2 plus 2 plus 3 îmi dă 7, care nu se împarte exact la 3. Și 2024 nu este divizibil cu 3 pentru că 2 plus 2 plus 4 îmi dă 8, care nu se împarte exact la 3. Determinați cifrele A și B, știind că numărul natural de forma 1AB are suma cifrelor 8 și este divizibil cu 5. Este bine să porniți de la suma cifrelor, chiar și de la criteriul de divizibilitate cu 5, pentru că este un criteriu simplu. Dacă suma cifrelor este 8, atunci fac suma cifrelor 1 plus A plus B, este egal cu 8, trebuie să-mi dea 8. Dacă 1AB este divizibil cu 5, rezultă B este egal cu 0 sau cu 5. Și atunci, dacă B-ul este 0, rezultă 1 plus A plus 0 îmi dă 8. De aici îl scot pe A, care rămâne 7. Fie B egal cu 5, rezultă 1 plus A plus 5 este egal cu 8 și atunci A-ul rămâne 2. Deci cifrele noastre sunt 0, 7 și 5 cu 2. Cifrele căutate. Determinați numerele naturale de forma 3, 4X divizibile cu 3. 3, 4X este divizibil cu 3, dacă și numai dacă 3 plus 4 plus X, suma, este divizibilă cu 3 sau se împarte exact la 3. 3 plus 4 îmi dă 7 plus X divizibil cu 3. Și de aici rezultă X egal cu. Care este primul număr care adunat cu 7 mi se împarte exact la 3? Prima cifră, 2, după 2, 3, 4 nu verifică, 5, 7 plus 5 vă dă 12, și 8. Numerele sunt 342, 345 și 348. Determinați numerele naturale de 3 cifre de forma 3BC, știind că sunt divizibile cu 5 și cu 9. Dacă 3BC este divizibil cu 5 și cu 9, rezultă C-ul poate fi 0 sau 5 și suma cifrelor 3 plus B plus C trebuie să mi se împarte exact la 9. Tot timpul este bine să le luați pe rând. Le luați pe rând ca să vă fie ușor. Dacă C este 0, rezultă 3 plus B plus 0 este divizibil cu 9 și atunci 3 plus B trebuie să-mi dea o cifră divizibilă cu 9, deci B-ul rămâne 6. Altă valoare mai mare nu mai este valabilă pentru că nu mai este cifră. Dacă C este 5, rezultă 3 plus B plus 5 divizibil cu 9 și atunci B-ul îmi dă 1 pentru că 8 plus 1 de 9 divizibil cu 9. Numerele sunt 360 și 315. 4. Arătați că pentru orice număr natural n, numărul n mare egal cu 5 ori 7 la n minus 3 ori 7 la n plus 1 plus 7 la n plus 2 este divizibil cu 11.
Aici recapitulăm regulile de calcul cu puteri învățate în clasa A5-a. Știți că dacă aveți aceeași bază, de exemplu am 3 la a doua ori 3 la a șaptea și trebuie să scriu într-o singură putere, adun puterile. Copiez baza și adun puterile. 3 la 2 plus 7 este egal cu 3 la puterea a noua. E, aceasta este valabilă și invers. Plec de aici de la 3 la 2 plus 7 și ajung la înmulțirea bazelor. 3 la a doua ori 3 la a șapte. 7 la n plus 1 este egal cu 7 la n ori 7 la a întâia. 7 la n plus 2 îl scriu ca fiind 7 la n ori 7 la a doua. Și atunci descompun numărul n. 5 ori 7 la n minus 3 ori 7 la n ori 7 la a întâia plus 7 la n ori 7 la a doua. Observăm că 7 la n este factor comun. Da? Se repetă și îl dau factor comun. Și numărul meu n se transformă în 7 la n ori 5 minus 3 ori 7 plus 7 la puterea a doua. 7 la r rămâne neschimbat ori 5 minus 21 plus 7 la a doua ne dă 49. Numărul n este egal cu 7 la n ori 5 minus 21 îmi dă minus 16 plus 49, 33. 33 ori 7 la n este divizibil cu 11. De ce? Pentru că 33 se împarte exact la 11. Atunci dacă un termen al produsului se împarte exact la 11, tot numărul o să se împarte exact la 11. Exercițiul 5. Determinați numerele naturale de 4 cifre care se divid cu 10 și cu 9, adică trebuie să fie divizibile cu 10 și cu 9 și care au două cifre egale cu 4. Un număr natural de 4 cifre se scrie de forma ABCD, divizibil cu 10 și cu 9. Dacă un număr este divizibil cu 10, ultima cifră, atenție, trebuie să fie 0. Dacă este divizibil și cu 9, suma cifrelor trebuie să fie divizibilă cu 9. Știind că două cifre sunt egale, numărul meu se transformă în ABC și 0. Da, la sfârșit trebuie să aibă 0. Să fie divizibil cu 9, pentru că criteriul de divizibilitate cu 10 l-am folosit, și două cifre să fie egale cu 4. Și atunci, 4, 4, 1 și 0 este divizibil cu 9. De ce? Pentru că 4 plus 4 plus 1 plus 0 îmi dă 9, care este divizibil cu 9. 9 se împarte exact la 9. 1440 este un alt număr care îmi verifică această relație și 4140. Suma lor este divizibilă cu 9. Determinați cel mai mic număr natural de 3 cifre care se divide cu 2, cu 3 și cu 5. Un număr natural de 3 cifre se scrie în forma ABC care să fie divizibil cu 2 și cu 5. Am plecat de aici. De ce? Pentru că este cel mai simplu la exercițiile de genul acesta să mă gândesc la ultima cifră a numărului. Și criteriul de divizibilitate cu 2 și cu 5 vă ajută foarte, foarte mult. Un număr este divizibil cu 2 și cu 5, bineînțeles, dacă ultima cifră cu 2. 0 să fie 0, 2, 4, 6 sau 8. Și un număr este divizibil cu 5 dacă ultima cifră este 0 sau 5. Luând împreună, bineînțeles că C-ul trebuie să fie 0. Da? Trebuie să fie divizibil și cu 2 și cu 5 în același timp. Aplică criteriul de divizibilitate cu 3, căutăm cifrele A și B, astfel încât A plus B, suma, să fie divizibilă cu 3. Cel mai mic număr natural. Atenție că vă zice cel mai mic număr natural. Deci, clar, prima cifră trebuie să fie 1. Da? Cel mai mic număr natural de forma aceasta, divizibil cu 2, cu 3 și cu 5, este 120. Deci numărul este 120. Trebuia să plecăm de la 1, prima cifră să fie 1, pentru că vă zice că este cel mai mic număr natural. 7. Se consideră numărul natural A egal cu AB plus BA de forma aceasta, unde A și B sunt cifre distincte. Determină numărul, știind că este divizibil cu 5, atenție, prima condiție, divizibil cu 5, și A este pătratul unui număr natural. AB este divizibil cu 5 dacă ce? B-ul este 0 sau B-ul trebuie să fie 5. Am descompus numerele de două cifre AB. Descompunerea în baza 10, care înseamnă 10A plus 1B. Mare atenție la exerciții de genul acesta. BA, 10B plus 1A. Și atunci am adunat 10A plus 1A vă dă 11A, pentru că 10 plus 1 îmi dă 11. 10B plus 1B
îmi dă 11B, îl dau pe 11 factor comun, pentru că se repetă, 11 ori A, dacă l-am dat pe 11 factor comun, mi-a rămas A plus B. Da? Deci numărul meu se transformă în 11 ori A plus B. Dar A fiind pătratul unui număr natural, atunci este clar că suma A plus B trebuie să fie 11. De ce? Ca să 11 de aici ori A plus B înlocuiesc, îmi dă 11 la puterea a doua, pătratul unui număr natural. Da? Dacă B-ul este 0, atunci A-ul este 11, ceea ce nu se poate. Deci dacă B-ul este 0, o să am așa. A plus B trebuie să-mi dea 11. A plus 0 este egal cu 11. Deci rezultă A e 11. Nu se poate asta pentru că A-ul trebuie să fie o cifră. 11 nu este cifră. Dacă B este egal cu 5, atunci A plus 5 egal cu 11. Atunci A plus 5 este egal cu 11. A este egal cu 11 minus 5. A rămâne 6. Ceea ce este în regulă, cu A, 6 este cifră și atunci numărul căutat este desigur de forma AB, da? A-ul este 6 și B-ul a fost 5. Numărul căutat este 65. Am ajuns la finalul lecției. Vă propun o temă, un exercițiu care se rezolvă ca cel rezolvat înainte cu regulile de calcul cu puteri. 5 la n plus 2 îl puteți scrie 5 la n ori 5 la a doua, 5 la n plus 1, 5 la n ori 5 la a întâia și desigur puteți da factor comun. La exercițiul 1, lecția învățată în clasa a 8-a, formulele de calcul prescurtat, da? 3 pe lângă x plus 1 totul la a doua plus 2 pe lângă x plus 2 pe lângă x plus 3 minus paranteză x plus 5. Aplicați formulele de calcul prescurtat și o să calculați expresia și apoi arătați că pentru orice număr natural EDN este divizibil cu 10. La 3 aflați toate numerele naturale de forma 2x3y divizibile cu 15. Aici voiam să ajung 2x3y divizibile cu 15. N-am învățat criteriul de divizibilitate cu 15, dar știm criteriul de divizibilitate cu 3 și cu 5. Și știm că 15 este egal cu 3 ori 5. Și așa faceți toate exercițiile de genul acesta. Atunci, 2x3y este divizibil cu 15, dacă 2x3y este divizibil cu 3 și în același timp 2x3y trebuie să fie divizibil cu 5. Plecați de la criteriul de divizibilitate cu 5. Vă doresc o zi frumoasă și mult, 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 mult noroc!